Un număr de 73 de localități din județul Suceava vor beneficia de finanțare pentru proiecte de dezvoltare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Un număr de 73 de localități din județul Suceava vor beneficia de finanțare pentru proiecte de dezvoltare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Echifor, care a declarat că în cele 73 de localități vor fi realizate 110 proiecte pentru rețele de apă și canalizare, reabilitarea drumurilor și școlilor, dar și pentru construcții și reparații de poduri și podețe. Acesta a arătat că suma primită de cele 71 de primării se ridică la 16,8 milioane de lei, contractele de finanțare urmând să fie semnate lunea viitoare. El a subliniat că valoarea totală a proiectelor finanțate în județul Suceava până în momentul de față prin Programul Național de Dezvoltare Locală se ridică la suma de 64,56 milioane de lei. Șeful administrației județene a explicat că printre proiectele finanțate se numără și modernizarea zonei din jurul Palatului Administrativ din centrul Sucevei, precum și reabilitarea și modernizarea străzii Sucevei din Fălticeni.